administrației centrale, a administrației județene și a autorităților locale, onorată asistență. Sunt Mădălina Aveam, administrator public în cadrul primăriei municipiului Mărnești și vă urez bine ați venit în țara Dada. Mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că mi-ați propus să fac această scurtă introducere la acest eveniment al nostru, mai ales că ne aflăm în fața unui auditor atât de special. Pe materialele de informare putem citi Cristan, Țara și Cultura Dada. Ei bine, consider că nu noi trebuie să vorbim despre Cristan, Țara, nu e rolul nostru și nici nu cred că trebuie să ne asumăm un astfel de rol. Această sarcină e sarcina, iată, a specialiștilor, a practicienilor, a cercetătorilor unui astfel de fenomen. Rolul nostru este de a face ca lucrurile astea să se întâmple. Și noi putem vorbi cel mult de ceea ce citim mai jos în materialele de promovare, Țara Dada, adică Moinești, unde lucrurile astea, după cum vedeți, chiar se întâmplă. Nu se întâmplă de astăieri, se întâmplă de ceva vreme, pentru că mă uit majoritatea dintre dumneavoastră, știți că inițial a fost perioada anterioară de programare ideea de proiect, apoi a fost proiectul, apoi a fost finanțarea proiectului de către Uniunea Europeană și, desigur, mai târziu și într-un mod foarte frumos, rezultatele acelui proiect. Rezultate care s-au concretizat într-un frumos și mai ales durabil, da, calendar de evenimente, din care simpozionul internațional și expoziția muzeală Tristan, Țara și Cultura Dada face parte. Și mă cu paranteza, anul trecut a fost ultimul an, anul 2018, din ceea ce se cheamă durabilitatea proiectului, de perioada de garanție a proiectului. Am încheiat un raport favorabil la autorități de management și iată-ne astăzi, în acest an nou, fără niciun fel de constrângeri de proiect, având un nou proiect, o altă idee, o altă formă de proiect, am putea spune, însă și parteneriatul este altul, nu mai este vorba despre o finanțare a Uniunii Europene, ci este vorba despre practic, acest eveniment se întâmplă în cadrul unui proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, alături de Asociația pentru Dezvoltarea Turismului Montesa, din care municipiul Moinești face parte în calitate de membru fondator. Așadar, ediția 8-a este dovada faptului că aici, în zona noastră, noi credem în lucrurile făcute temeinic, credem în lucrurile noi, inovatoare, dar mai cu seamă credem în lucrurile durabile. Îl invit pe domnul primar, Vali Chiudieu, primarul municipiului Moinești, ca în calitate de gazdă a acestui eveniment, să marcheze prin cuvântul domniei sale deschiderea oficială a simpozionului internațional și expoziției mondiale, Tristan, Țara și Cultura Dada. Vă rog. În primul rând, bună ziua și bine ați venit sau ați revenit la Moinești. Aș vrea să încep prin a mulțumi instituțiilor și oamenilor care s-au implicat pentru realizarea acestui eveniment din acest an. Acest eveniment care, zic eu, are o conotație deosebită pentru municipiul Moinești și care, în acest an, are o organizare mai amplă. Asta și datorită faptului că Ministerul Culturii și Identității Naționale a răspuns prezent la inițiativa noastră de a sprijini și de a fi partener în acest proiect. Am ținut să fie un eveniment deosebit încă din data de 10 ianuarie 2019, când odată cu festivitatea de preluare a conducerii Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk a spus acolo despre personalitatea avangardistă a celui care s-a născut la Moinești, acum 123 de ani, Tristan Țara. Odată cu acele cuvinte frumoase adresate la tribuna Ateneului Român, mi-a înfiripat și mie ideea că trebuie să realizăm un eveniment pentru a duce mai departe numele municipiului Moinești, pentru a-l face cunoscut. Acest lucru întâmplându-se în ultimii 7 ani, când acest eveniment a avut loc la Moinești ca urmare a unei finanțări cu fonduri europene. Proiect care a fost inițiat atunci de domnul actual ministru, fost primar al municipiului Moinești, care îi mulțumesc și iată astăzi duce mai departe, dar probabil în cuvântul dumnealui o să ne spună despre acest lucru. Acest
eveniment a fost promovat și atunci când ne-a vizitat municipiul Măinești și domnul Rasmussen, comisar european, și președintele și directorul UNICEF al Habitat for Humanity și celorlalți turiști care au venit poate în interes personal sau în interes profesional în municipiul Măinești. Ținem în mod deosebit să promovăm acest eveniment, nu numai în presa națională, ci și în presa internațională, pentru că Tristan Țara este un personaj destul de cunoscut la nivel internațional. Aș vrea să mulțumesc încă o dată Ministerului Culturii, domnului Geo Popa, care este unul din cei care m-a sprijinit la Ministerul Culturii pentru a avea partener în acest proiect. Să mulțumesc celor care participă la acest eveniment și pentru că astăzi e un vernisaj aici, e o expoziție. Cu siguranță despre semnătatea acestor lucrări ne vor vorbi specialiștii în domeniu. Eu am să mă rezum prin a mulțumi încă o dată tuturor celor prezenți, prin a mulțumi celor de la Asociația Monfesa, respectiv primarilor. 8 primari sunt, 8 localități sunt în această asociație. Târgovna, Slănic, Moldova, stațiuni deja consacrate în Măinești și ajunge din urmă, deja este în lista sinteză la Ministerul Sănătății pentru a deveni pe lângă stațiune de interes local și stațiune balneoclimaterică, orașul Dărmănești, comunele Măgirești, Zemeș, Dofteana, Asău și Ardeoan, viitor Ardeoan, așa, comunele care le așteptăm să vină în jurul nostru, o asociație de dezvoltare și promovare a turismului. Le mulțumesc, iată că și această asociație este în parteneriat cu noi la realizarea acestui eveniment. Eu îmi doresc să participați în continuare și la celelalte evenimente, la ora 18, un teatru susținut de un actor care a plecat de aici în Măinești, este la teatrul la Teatrul Masca din București, care vine deseori la Măinești și azi vine și o piesă de teatru. Și de asemenea, evenimentele de mâine, atelierele realizate de musafirii noștri din Germania, Italia, Franța, prezent astăzi aici. Și de asemenea, la un moment realizat de doamna Irina Nistor, iată, care a revenit după ce toamna trecută, cred că s-a simțit bine la Măinești și a zis atunci, în aprilie, când va fi festivalul, da, da, voi fi prezent aici și iată, deja de astăzi este prezent. Mă bucur și mulțumesc că ați răspuns invitației. De asemenea, să mulțumesc că astăzi este prezentă în mijlocul nostru și doamna europarlamentar Dorica Nicolai, un prieten al municipiului Măinești, a vizitat municipiul Măinești, dar și eu am fost invitat de două ori de dumneavoastră la Uniunea Europeană, m-a introdus acolo probleme și chiar atunci când am avut o problemă a deșeurilor, dumneavoastră s-a implicat și m-a adus acolo unde trebuia să discut și despre acea problemă. Îi mulțumesc că a răspuns prezent și o mai așteptăm la Măinești. De asemenea, să-i mulțumesc domnului Abraham că a venit la Măinești, domnul deputat, vicepreședinte al Consiliului Județean, director de concentrate, inspector școlar și cer scuze dacă am uitat pe cineva, dar să-i las pe cei care sunt specialiști în domeniu să ne spună câteva cuvinte. Așa, domnul Sânteanu, vă rog. Ceea ce vedeți în această încăpere este doar o mică parte din efortul nostru de a sărbători distanța. Sunt 70 de artiști expozanți. A fost o întreprindere oarecum dificilă de dus până la capăt, deoarece lucrările sunt foarte, foarte numeroase și fiecare e o foarte mare intensitate emoțională. Eu, cel puțin, mi-a fost foarte, foarte greu să le pun într-o mână. Sper că am reușit. Aceasta este una din sări. La bibliotecă mai este continuarea acestei expoziții. Eu mie place să cred că, de fapt, e aceeași sală, deși este în altă parte. Într-un fel, este o puțin o paralelă cu spiritul dadaist, care voia să fie neconvențional. Tot neconvențional a fost și faptul că eu am întâlnit expoziția Totul este Dada. Am pornit de la unul din manifestele lui Tristan Țara, în care el chiar literal asta a spus, Totul este Dada.
dar chiar cu adevăratul dadaist este împotriva dada, ceea ce de fapt mi-a rezolvat total. Mi-a dat libertate Tristan Țara de a mă exprima cum am dorit, fără să pună nicio restricție. Noi trebuie să-i mulțumim Tristan Țara pentru faptul că în ziua de azi putem să ne exprimăm ca artiști neîncredit. Acum, cum să spun, și acum 100 de ani artiștii de atunci puteau să spună că se exprimau tot la fel, însă a fost un drum lung de atunci până acum. Avem artiști din România, dar și din străinătate, din Germania, din Franța. Este o artistă franțuzoaică, Marie Noyon de Ver, care a fost foarte onorată să participe la această expoziție, bucurându-se că va avea lucrarea de a readuse în orașul natal din Tristan Țara. Deci, ca să mă mai restrâng și să sistematizez, noi propunem publicului să viziteze 4 expoziții, dar care sunt una în același timp, ceea ce vedeți aici. După aia, la bibliotecă, la etaj, avem o continuare a acestei expoziții. În galeria foto de la etajul, este mansardă, se cheamă, este o expoziție de fotografie. Și la Galeria Geneza, domnul Văsâi, curatorul acelei expoziții, ne prezintă o altă expoziție. Eu acum doar vreau să mai mulțumesc și după aia am dat cuvântul domnului Văsâi, vreau să mulțumesc în primul rând Viorel Costea, pentru că el a fost legătura... Nu, ăsta e adevărul, știu că... Deci, datorită dânsului, noi am ajuns aici, pentru că tot ce se face în lumea asta se face prin relații personale. Nu se face prin roboți, nu se face prin, nu știu, prin aer și așa mai departe. Deci, oamenii care se cunosc, oamenii fac lucruri. Mulțumesc și domnului Văsit, care ne-a permis să alegem niște lucruri foarte importante din colecția de rezultate în urma unor tabele de creație de acum 10-15 ani. Și cam atât. Vă mulțumesc și pe toată lumea. O să încerc și eu câteva cuvinte să exprim sentimentele care m-au încercat în toată această perioadă pregătitoare evenimentului de astăzi. Așa cum ați putut să constatați din programul pe cele 3 zile, sunt o sumedenie de manifestări culturale legate de acest important eveniment care tinde să devină din ce în ce mai important aici la Moinești. Și acest lucru depinde de noi, cum vom ști, să-l creștem permanent de la an la an și cum presa va reuși să surprindă evenimentele importante de aici. În toată această perioadă pregătitoare, mă gândeam care ar fi titlul care s-ar potrivi cel mai bine acestor manifestări expoziționale. Pentru că, în final, este vorba de o singură expoziție care se desfășoară în 3 spații diferite. Și personal mi s-a părut că Periplul Dada ar fi un titlu care se cuprindă foarte bine acest aspect. Nu doar pentru faptul că suntem cumva obligați să ne deplasăm din spațiul acesta de la Lira la Galeriile Ceneza, iar de acolo mai departe în spațiile alăturate de la Biblioteca Municipală. Cât mai ales pentru faptul că Periplul Dada ne-ar permite o întoarcere în timp la începutul secolului aici la Moinești, să putem să ne imaginăm evenimente, persoane, aspecte legate de primele manifestări
ale dadaismului, ținând cont de faptul că promotorul important al acestor manifestări este un moineștean. Cu gândul ne-am putea duce la copilăria pe care a avut-o el aici la Moinești, școala pe care a făcut-o, locurile prin care a trecut, centrul orașului. Și nu pot spune aceste lucruri, să nu mă gândesc la un articol extraordinar de interesant pe care l-am parcurs în urmă cu ceva timp, mai precis în anii 90, un articol scris de un prieten de-al nostru, moineștean, care a copilărit aici la Moinești. E vorba de prietenul nostru, Viorel Cojan. Am copilărit cu Sami pe același Maidan, pe strada principală din Moinești, la articolul. Și i-aș recomanda, dacă are una dispoziție și crede că este important, acum sau într-un alt moment al zilei, să ni-l poată relata. Ca să nu insist prea mult pentru acest aspect, vreau să spun că acest periplu ne-ar putea permite să mergem cu gândul la toată călătoria pe care a făcut-o Tristan Țăran, de la Moinești la București ca adolescent, școlile pe care le-au urmat acolo, revista pe care a promovat-o Simbolismul sub auspiciile lui Macedonski, apoi plecarea lui fără acordul familiei la Zurich, în Elveția, într-un moment în care Europa se afla sub asediu. Începuse primul război mondial. Apoi, întâlnirea cu liderii acestei mișcări, cu câteva personalități culturale, niște tineri, în fapt, la 20-20 și ceva de ani, care, nemulțumiți de starea de fapt din Europa, au negat absolut tot ce se întâmpla din punct de vedere cultural. Inclusiv instituțiile de atunci, muzee, academii de artă și așa mai departe. Cei 3-4 ani care s-au scurs cu manifestările de rigoare pe care noi le știu și nu vreau să le mai repet, au trecut repede și sigur că a făcut cunoscută această manifestare care a luat amploare în Europa. Prezența lui era necesară mai mult ca niciodată în capitala culturală europeană de atunci și care și astăzi rămâne la fel de importantă, Parisul. Personalități ca André Breton erau interesați de prezența lui acolo, pentru că au sesizat ce ferment extraordinar există în acest personaj venit de undeva din estul Europei. Acolo și-a cunoscut și viitoarea soție pe Greta Carlson, cred că, o suedeză, și a realizat că, de fapt, venirea lui la Paris este una extrem de importantă. În Zurich, dacă ar fi rămas, probabil că lucrurile s-ar fi potolit, pentru că acolo au rămas doar câțiva dintre cei care au inițiat acest moment. Este important de urmărit traseul lui după aceea spre București, de la București, din nou la Moinești, venirea lui târzie prin anii 46. Deci, acest periplu l-am gândit nu doar ca trecere prin spațiul expozițional, cât prin aceste locuri pe care el s-a perindat. Și ca să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat în acea perioadă, ce a însemnat dadaismul, de ce un curent care a vrut mai mult să demoleze decât să construiască este atât de important astăzi, ar fi important să ne întoarcem cu gândul la începutul secolului și să urmărim dinamica evenimentelor culturale, apariția și dispariția unor curente literare și artistice, începând cu 1900, Jugendstilul, care a pătruns puternic la început de secol 20, apoi în 1905, la 5 ani distanță, a apărut fovismul,
având un calibru pe Vlaminck, cunoscutul pictor, care a declarat că dă foc academiilor de artă prin culorile incendiare pe care le folosește. Nu au durat decât 2 ani și Picasso, prin domnișoarele de la Avignon, declara un alt curent, cubismul. 1909, 2 ani mai departe, un alt curent în Italia a apărut sub auspicele lui Marinetti. Imediat, încercăm să închid cu asta. Asta ca să putem, să ne dăm seama în ce context a apărut acest curent pe care noi astăzi îl evocăm aici. Și ca să nu lungesc prea mult vorba, vă invit, după ce se consumă acest moment de vizionare al expoziției aici, la Galerie Geneza, după care la galeriile de la Biblioteca Municipală, dat fiind faptul că fiecare se află la 50 de metri distanță de celălalt. Nu e o distanță mare, ar fi important să le vedeți. Mulțumesc! Domnule profesor Băsici, și pentru că am rămas pe doamna europarlamentar, vă rog să ne adreseze și dumneavoastră la cuvinte. Sunt și eu, ca unul dintre noi, un om aproximat timpul, cum spunea Cristian Sarap. Nu m-am gândit niciodată, deși multe zile m-au trecut cu mână, dar o să fac asta pentru că pe computer nu se poate scrie poezie. O foarte că am acasă. O să tai și eu un articol, nu știu dacă o să găsesc unul care să-mi dea substanța de care poezia are nevoie. O să-l pun în sătuleț și o să-l scriez cuvintele. Așa s-a născut poezia dadaistă. Eu l-am iubit pe Tristan Tzara-Bolyai. L-am urmărit și mi s-a părut extraordinar să pleci aici, dintre mulți, să te oprești la Turing, să fii camarad, să inventezi extraordinar comunicare de care tot vorbim astăzi atât de mult și să ajungi la destinația finală a oricărei valori care a fost Parisul. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că l-ați întors acasă. Este extraordinar lucrul ăsta și dacă mulți am gândit mai aproape de ceea ce am avut, de ceea ce avem, ar trebui să începem de aici și să creăm așa o autostradă a valențelor și valorilor românești. Începând de la voi de aici. Dacă fiecare, în comunitatea noastră, am ști că este ceva de promovat, este ceva care schimbă România, care o face mai bună, care recuperează identitatea națională, atunci cred că am găsit în fiecare comunitate câte un Tristan Tzara. Așa că, sărbătoriți-l, recreiem dadaismul și sunt convinsă că este vremea să spunem că putem crea noi curenți. V-ați întrebat la Marinetti, dar discursul continuă. L-am cunoscut mai puțin prin preocupările de pictură. Iosifisă l-a văzut extraordinar de mult, încă îmi place. Și el este o valoare pe care țara asta trebuie să o recupereze. Dar vă mulțumesc că recuperați un fel de activ care rezistă în timp și care, după cum văd aici, rezistă și în suflet. Vă mulțumesc că ne-ați permis să se facă. Vă mulțumesc. Este pentru prima dată când un europarlamentar participă la un eveniment în municipiul Băinești. Și nu mulțumim? Sperăm că nu. Da. Pentru că vă spuneam, acest eveniment de astăzi, în acest an, are loc ca urmare unui parteneriat între Ministerul Culturii, Asociația Muncesă și Primăria Moinei. Acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără implicarea celui care, vă spuneam, acum 8 ani a inițiat acest proiect, domnul Viorel Ilie, și a domnului Geo Popa, secretar de stat la Ministerul Culturii. De aceea rog mai întâi pe domnul Viorel Ilie să ne adreseze câteva cuvinte, după care domnul secretar de stat. Mulțumesc frumos! Știm noi de ce. E foarte important ca la astfel de evenimente să ne amintim de unde am plecat,
să le mulțumim celor care au fost în echipa cu care am plecat și rog pe Viorel să vină aici. Viorel, da? Deci, mai în culise. El e omul cu care a făcut dintr-un un inginer un iubitor de artă. Așa, ca să spun în câteva cuvinte. Viorel, cu el am gândit și, bineînțeles, cu toți ceilalți din primărie, fiecare cu contribuția lor, dar Viorel a fost cel care o făcea cu mai mult patos, cu mai mult suflet și cu mai multă aplecare către artă. Pe lângă el, pe care l-am nominalizat aici, lângă mine, eu aș vrea să le mulțumesc celor care astăzi duc mai departe. Și deja știți, îi vedeți, îi mai nominalizez, pentru că este foarte important ca ceea ce am gândit la un moment dat, să descoperim că a fost bun și că merită dus mai departe. Iată că n-am făcut un proiect de dragul unui proiect, de dragul de a cheltui niște bani europeni. Iată că acest proiect cu finanțare europeană s-a încheiat. În multe alte situații se încheie și activitatea, dar aici s-a considerat că acest eveniment aduce valoare și plus valoare municipiului și că el continuă. Despre Tristan Țara nu mai are rostul să vă vorbesc eu. Poate, ce să vă spun, că există uneori în fiecare dintre noi câte o izbucnire așa de Țara. Dacă el s-a manifestat în cultură, avem acum în Țara, sau mai mulți chiar, în multe alte domenii, mult mai prezente astăzi, cam în spațiul public, chiar și în piața publică. Da? Avem toți care contestă și sunt non-conformiști. Noi apreciem în limita înțelegerilor noastre, așa cum spunea, da? Că nimeni nu e perfect și avem și noi lipsurile noastre. Eu sunt tare bucuros să fiu astăzi aici, vă mulțumesc și vă spun mâna pe inimă că este cel mai frumos sentiment din ciclul pe care noi l-am dat, l-am început acum 8 ani, da? Este un eveniment de ținută, sunt foarte încântat și vă felicit pe tot deopotrivă, dar în primul rând cei care veniți cu partea artistică, bineînțeles, curatorii și ceilalți, pentru că asta este valoarea evenimentului, ceea ce vedem aici. Mulțumesc! L-am uitat cu Viorel Proșan. Domnul Geo, excelențele voastre, doamnelor și domnilor, dragi prieteni artiști, se vede treaba că fenomenul Dada n-a murit. Ne-o spunea acum câțiva ani Vasile Ropciuc, fiind țărână ușoară, cel care a menținut aici, la Moinești, vie prezența fenomenului Tata. De altfel, Moineștiul, atâta timp cât cabaretul Voltaire s-a închis de câțiva ani de zile, a rămas singurul loc din lume în care a pulsat acest fenomen și mai pulsează datorită unor oameni care au știut să preia și să ducă mai departe gândul extraordinar, care de fapt vine din ceea ce am putea numi astăzi, și astăzi, iată, ca și atunci, în anii 16-23, revolta. Dadaiștii au plecat de la un sentiment de revoltă profund împotriva războiului, împotriva morții. Nu s-au gândit niciodată la ceea ce va deveni dadaismul în timp. Atunci, la începuturi, nu a fost decât revolta lor imediată față de ororile războiului. Iar primul război mondial a dus în spațiul terestru orori cum nu s-au mai întâmplat după aceea nici în al doilea.
război mondial. Sigur, e un noroc oare pentru acest spațiu care i s-a născut Samuel Rosenstock, cel care și-a dat numele de Tristan Țara, adică țară tristă. E un noroc. Are și norocul în istorie rolul lui. Dar pentru ceea ce a devenit acest fenomen, norocul a fost că au existat oameni care l-au dus mai departe. Trebuie să știți că dadaismul există în lume în momentul de față. E un fenomen care, așa cum spuneam, n-a murit, dar care chiar mai mult de atât se dezvoltă în literatură mai ales. Pentru că în artele plastice ne aflăm într-un postmodernism din care poate odată și odată vom ieși și vom reveni la ceea ce înseamnă adevărurile profunde ale omului și ale existenței sale. Se vorbește despre faptul că, în sfârșit, epoca postmodernă și-a trăit traiul și că, de fapt, nu ar trebui să ne reîntoarcem spre adevăratele valori ale omului. Spre mintea și spre sufletul lui și spre acest traseu dintre minte și suflet pe care doar omul îl poate așeza și demonstra în lume. Și pe acest traseu se află tot ceea ce clădește omul în această viață. Se află idealul lui cultural, social, politic. Se află iubirea lui. Se află, de fapt, drumul și căutarea pe acest drum al fericirii. Pentru că omul nu caută altceva în lume decât fericire. Iar cei care sunt mai în măsură să o apropie de sufletul nostru și de mintea noastră sunt artiștii. În toată istoria lumii, artiștii au fost un panou viu a ceea ce însemnăm noi și devenim noi în timp. Am urmărit aproape toate edițiile fenomenului Dada de la Măinești. Sigur că trebuie să aduse laude celor care l-au inițiat și au avut în minte că acesta poate deveni o formulă. Eu nu folosesc cuvântul brand pentru că am sentimentul că în România ar trebui să ne readucem și să revenim foarte mult. Doamna profesoară mă privește cu foarte multă iubire. Să revenim puțin la dicționarul limbii române și să ne așezăm puțin în limba noastră. Latină. Și latină. Și să credem că acolo ne regăsim cu rădăcinile noastre, cu tot și cu idealurile noastre. Dar cuvântul de laudă este pentru cei care au reușit să reinstaleze aici, la Moinești, acest fenomen. Și să-l facă să iradieze nu numai în Moldova, să-l facă să iradieze în toată România și acum în lume. Pentru că prezențele acestor artiști aici, în acest spațiu binecuvântat, vorbește foarte frumos de această uluitoare, fabuloasă comunitate de gânduri și idei pe care o vezi numai la artiștii care se ceartă între ei. Da, domnule, fost primar al municipiului Moinești, domnul Viorel Ilie. Da, meritați cuvintele de laudă. Nu trebuie să ne ferim în viața noastră să ne aducem cuvinte de laudă, pentru că altfel lăsăm generațiilor viitoare cuvinte pe care nu le-am rostit și ei nu o să le mai învețe. Și nu o să le mai știe. Da, domnule primar, Valentin Viel, meritați cuvintele de laudă, pentru că dumneavoastră țineți vie flacăra acestui fenomen național, local, național și internațional. Așa cum vă spuneam atâta timp, cât în Elveția se vorbește foarte rar sau aproape deloc despre dadaism, iar așa cum vă spuneam, cabaretul Voltaire acolo ne-a luat ființă, de altfel, acest fenomen uluitor, nu mai există, este închis. Bun, asta e treaba elvețienilor. Deci, pe aceeași stradă, există o altă casă deschisă, la vreo câțiva zeci de metri, casa lui Lenin, care trebuie să știți, a făcut parte din această grupare
extraordinară de oameni care știau că lumea va veni să fie alta. Nu numai cu războiul împotriva căruia acești artiști s-au revoltat. Iar ceea ce vedeți dumneavoastră aici sunt doar o mână din ceea ce înseamnă bogăția de frumusețe acestui popor exprimată prin figurile acestor artiști. Pe foarte mult dintre ei cunosc, foarte mulți dintre ei sunt prieteni și vă spun cu mândrie, dacă vreți, local, patriotică, că ei sunt, de fapt, sarea și piperul de toate zilele ale românului. Uitați-vă o lucrare extraordinară, din păcate a rămas puțin în spatele nostru, a una dintre cei mai mari sculptori pe care i-are România în momentul de față. Este vorba de Mircea Roman. Mircea Roman este cel care a luat marele premiu la Bienala de la Osaka, dar cel singurul mare artist român care a luat un asemenea uriaș premiu. Sunt aici și alți prieteni foarte buni, îl numesc pe Mihai Chioaru, un extraordinar pictor de biserici. Cât de aproape este pictura bisericească, care este în lăuntru nostru, cu pictura lui de șevalet, care este în afara lui. Și o să vedeți că pe drumul ăsta se întâlnește toată personalitatea lui Mihai Chioaru. Este aici George Sărnescu, este Dumitru Macovei, care va deschide în curând la Bacău, în ziua în care noi sărbătorim Europa în întregul ei, pe 9 mai, dar și în care noi sărbătorim în același timp independența noastră de stat. Pe 9 și pe 10, Dumitru Macovei va fi la Bacău, într-o fabuloasă expoziție, o să vă invităm pe toți să veniți acolo. George Sărnescu, despre care am vorbit, un om văsâi care a dăruit Bacăului acum 2 ani de zile o expoziție fabuloasă, tot fiind pe această filieră a artelor moderne reinventate. Pentru că trebuie să știți, arta este singura care se poate reinventa doar prin artiști. De aceea viața noastră poate fi mai frumoasă, de aceea viața noastră poate fi mai bună, de aceea viața noastră poate fi mai adevărată. Iar această grupare pe care dumneavoastră o vezi aici în față, este una care susține arta, susține cultura, susține valorile fundamentale ale omului. Și asta este foarte important. O să spuneți peste timp, domnule, ce a fost chestia asta cu valorile fundamentale? Lasă-mă, că știm noi despre valorile astea. Le cunoaștem. Ieșim în stradă și o să întrebăm pe primul întrecător, care sunt valorile fundamentale ale omului? Și o să vedeți că o să stea mult pe gânduri până a răspunde, dacă va putea să răspundă. De aceea noi trebuie să revenim mereu în fața alor noștri, în fața oamenilor, repetând ceea ce este de repetat pentru a nu uita. Pentru că doar uitarea e și ea în legile omenești și atunci noi trebuie să repetăm pentru a nu uita, dar să-i avem la braț pe artiști, pe scriitori, pe muzicieni, pe pictori, pe actori. O, actorii. Și acum, pe final, pentru că trebuie să ne readucem aminte de Samuel Rosenstock, o să vă spun câteva cuvinte care îi aparțin, dacă memoria noastră mă lase prea tare, dar dincolo de asta va trebui să mai înțelegem un singur lucru. Într-o lume care se schimbă atât de rapid, într-o lume atât de puternic marcată de această epocă post-adevăr, adică a manipulării, e bine să revenim cu mintea românului acasă și să o punem să lucreze pentru țară. Iar acest lucru nu-l putem face decât împreună. În solidaritate. Doar așa ne putem recâștiga identitatea. Doar așa putem reclădi identitatea noastră și tocmai de aceea noi spunem pe acolo, pe unde ne ducem, așa putem reașeza în spațiul românesc și nu numai demnitatea. Fără de care un om, un individ, nu poate exista în lume. E bine, mulțumim și eu pentru această ediție celor care au fost parte în realizarea ei, să ne readucem puțin aminte de Tristan Țara. Astăzi ies la iveală mult mai multe lucruri decât cele pe care le cunoaștem. Unele sunt tipic românești, altele tipic europene,
altele sunt umori ale unora sau ale altora. Mai spunem despre el că mai vindea și alte substanțe care astăzi sunt interzise, nu atunci. Dar dincolo de orice a fost o personalitate uriașă. A fost un uriaș care a plecat de aici, de la Voinești. Cum? Cam așa. În chanson de dadaist, kinetenike, ni trist, cheme un biciclist, kinetenike, ni trist, me le pul juc de lans avec tout, et dans une crise, envoya au Vatican leur deux corps în trois valises. Ni amant, ni ciclist, ni deplu, ni gay, ni trist. Așa că bucurați-vă! Cred că ați înțeles cu toții de ce eu nu trebuie să vorbească prima, nu? Știi ce am mulțumit? Da. Domnul deputat, câteva cuvinte. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Spun și eu ceva, că am un avantaj asupra lui, acela că spune niștea. Și că prima mea legătură cu dadaismul, fiind educat în spirit tehnic, având o viață socială legată de pregătirea mea tehnică, a fost primul contact cu domnul profesor Vasile Rupciu, din Sorodineasă, care m-a învățat câteva din cuvintele care le spunea eu francez, mai pricepe de ceva. Și am reușit să fac parte cu onoare dintr-o echipă care a sponsorizat monumentul de la intrarea în Moinești, da. Deci am această mică calitate, grație insistențelor domnului profesor. În rest, ce pot să spun că, vedeți, în spațiu public, în general, în politică, materia primă este cuvântul. Și cum observați, ca și mine, faptul că în administrație produsul finit trebuie să fie fapta, iată, evenimentul de astăzi este exemplu viu al faptului că distanța între vorbă și faptă, chiar și pentru politicieni, a devenit foarte mică la Moinești. Închei că, așa, ca moineștean, am o mândrie locală pe care îi afișez câteodată, așa, exagerat. Mândrie care mă duce într-un spațiu național și care manifest și în spațiu național această bucurie de a spune că sunt moineștean. Dar și mai mare bucurie o simt atunci când văd, simt, percep, citesc, observ, că Dada a adus Moineștiul într-un spațiu universal. Atât am vrut să spun, pentru că eu sunt mulțumesc. Domnul Safir Dragnou, și ar dacă e critic de film, poate să ne adreseze câteva cuvinte. Doamna Elina Nistor. Da, vreau să vă spun un pic de toate, că evident că când așa te arunc, parcă la cineva să ajung eu totodată. Întotdeauna cel mai bine. Întâi de toate, că Tristan Țara s-a născut la 1896. Filmul a apărut la 1895, dar în România a ajuns în 1896. Deci el a venit pe lume odată cu filmul. Și mi se pare extrem de frumos că tocmai concertul de mâine seară și tot evenimentul noastră se întâmplă într-un cinema, pe lângă faptul că domnul Fumar a reușit să le dea un cinema. Contează enorm, pentru că vedeți bine că aici chiar de fapt se adună toate artele. Terrestrial House, care este o idee a lui Radu Rădescu, ne aduce exact legată data este și spre cinema, deci nu doar spre arte și spre cinema. Că s-a vorbit francezește, mai ales prin sezonul franco-român și se vorbește prea puțin francezește, din punctul meu de vedere, în perioada asta. Asta am trecut, într-adevăr, aici cu proiectul nostru cu 100 de ani, 100 de filme, 100 de orașe. Și anix atât de tare când să plecăm, că era să rămânem aici. Cred că domnul primar a aranjat ca să nu mai plecăm și eu am plecat chiar acum.
pot, cu lume spre Iași, și că nici nu a început bine anul și m-au sunat de la primărie, a fost printre primele telefoane pe care le-am primit și am zis, cum facem proiectul, da, da. Mărturisesc că nu mă așteptam să iasă atât de repede și să iasă aici și cred că probabil că de domnul primar are 2 de V așa în lume, e totdeauna victorios, cred că a fost așa o idee, vă pun în numele ăsta și pentru că suntem la ediția a 8-a, a 8-a este un infinit, dacă îl cam puțin și sper să aveți mereu asemenea momente pentru că am fost atât de impresionată când am plecat de aici cu caietele pe care le-am primit și pe care le-am răsfoit, le-am citit și am zis că ar trebui ziua să aibă mai multe ore ca să știm mai mult despre ce faceți pe aici. Și vă mulțumim mult că ne-ați invitat. Pentru că s-a amintit aici numele unui om de cultură din municipiul Moinești și care a inițiat o fundație intitulată chiar Tristan Țara, aș vrea să păstrăm un moment de reculegere pentru profesor Vasile Răciu. Vă mulțumesc. Și pentru că trebuie răsplătită munca celor care au participat și care s-au implicat în realizarea acestui simpozion, acestui eveniment, aș vrea să ofer și câteva diplome și am să încep cu cel care a venit la Moinești și ne-a ajutat cel mai mult, domnul Constantin Ținteanu. O diplomă de prieten al municipiului Moinești se acordă domnului Constantin Ținteanu pentru sprijinul acordat și participarea la simpozionul internațional și expoziția muzeală Tristan Țara și Cultura Dara. Felicitări! Treia diplomă pentru domnul Ioan Burlacu. Domnul Ioan Burlacu. Un prieten, așa cum scrie aici, în municipiului Moinești, care a fost unul dintre cei care a contribuit la realizarea caietelor Tristan Țara. Domnul Ion Băsii, domnul profesor localnic aici, care promovează întotdeauna viața culturală din municipiul Moinești. Constantin Broșu. Este Constantin Broșu. Domnul Nitru Macovei, sunt cei care au lucrări expuse în cele 3 locații astăzi. Și cetățean de onoare al municipiului Moinești, care este domnul Ion. Doamna Carmen Băienaru. Și pentru că spuneam împreună cu domnul ministru că cel care a sprijinit întotdeauna, chiar dacă astăzi nu mai este la primăria Moinești, dar are un contract de muncă suspendat. Probabil o să se termine suspendarea și o să revin acolo unde este locul. Domnul Viorel Costea. Pentru că a primit sprijin în realizarea acestui eveniment, spuneam că sunt persoane care n-au uitat și persoane care sunt prieteni ai municipiului Moinești. Și am să încep cu doamna Dorica Nicolai. Participarea la simpozionul internațional expoziția muzeală Tristan Țara și Țara. Pe domnul Viorel Ilie nu mai spun multe, cuvintele sunt puține, faptele vor trebui, da? Da. Mulțumesc. Da. Sunt foarte important, pentru că eu nu puteam să-mi dau mie, acum am. Domnul Constantin Avram, domnul deputat. Domnul Gheorghe, zici Geo, da, Popa. O să-mi dai voie să împart bucuria primirii acestei diplome cu cel care mi-a fost sprijin la Ministerul Culturii și care a lucrat pentru program. Un om la fel de fabulos cum sunt toți artiștii români de aici și de pretutindeni. Un om care a cunoscut exilul așa cum l-a cunoscut și Tristan Țara. Un scriitor, un dramaturg jucat pe foarte multe din scenele din România și din lume, prietenul meu și consilierul meu, Mircea Mironescu.
să vă duc și să vă așez frumos în birou acolo, la Domnului. Cu sprijin și de la Ministerul Mediului întotdeauna când avem câte o problemuță, dar sper să nu mai avem, domnul Viorel Toma, președintele Agenției Naționale de Mediu. Domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Adrian Popescu. Domnul consilier județean, domnul Sorin Ungărescu. Am zis să spune domnul deputat să mai dea bani de la Consiliul Județean. Domnul director la Agenția de Mediu, domnul Petrică. Domnul Liviu Ciumete, de la director la Poșta Română Bacău. Doamna Mihaela Franț, inspector școlar la Inspectoratul Județean. Nu pierdeți lucrurile de trebuie. Vă spuneam de parteneriatul cu Asociația Montesa. 8 primării, 8 primari. Aș vrea să le mulțumesc și dumnealor, să le acord o diplomă de prieten al municipiului Moinești. Încep cu domnul Gheorghe Baciu, primarul orașului Stănin Moldovan. Domnul Ștefan Șilochi, primarul orașului Târgu Ocna. Domnul primar Constantin Toma, primarul orașului Dărmănești. Domnul Ioan Bujor de la Dofteana, la Bujor. Este doamna vice. Nu? Domnul Ioan Bujor de primarul Comunei Măgirești. Cel care a realizat un muzeu la care toți musafirii care vin în Moinești merg și la muzeul de la Muzeul Răzeșilor, unde și Moinești are expus câte ceva acolo. Mulțumesc. Domnul Răzvan Tudose, primarul Comunei Zemeș. Domnul Victor Diaconu de la Primăria Argeoași, primarul Municipiului Argeoași. Domnul David Dumitru Cosmin. N-a venit. Și pentru că spuneam că municipiul Moinești este promovat de fiecare dată de oaspeți în afara țării, cu Habitat Forum Maritim, avem numeroase proiecte. Deja 45 de case în municipiul Moinești sunt locuite de cei care au nevoie de un acoperiș. Acum realizăm un nou proiect, o nouă casă cu 4 apartamente în fosta locație a târgului de animale. Acum i-am schimbat destinația. Este aici domnul director Andrei Chirilă, invită să... Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați, vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență, sper să ne vedem și la evenimentele următoare din ziua de azi, de la ora 18, de la, din sala vecină, și de mâine, când doamna Irina Nistor ne va oferi un film avangardist, așa cum am dat aici. Da. Mulțumesc tuturor!